Hyundai Staria este un purpose-built vehicle cu design futurist care poate fi comandat deja în Germania. Clienții îl pot lua acasă pentru 56.150 de euro. Este suma trecută în dreptul versiunii de top cu tracțiune față. Cei care selectează tracțiunea integrală vor plăti de la 58.150 de euro. Echiparea de top este Signature. Aceasta vine cu uși glisante, acționate electric pe ambele părți și scaune îmbrăcate în piele Napa. Sistemul de iluminare ambientală cu 64 de culori și un sistem audio Bose cu 12 difuzoare sunt pe lista de dotări. Pe piață vor ajunge și versiuni mai ieftine începând de anul viitor. Cea mai accesibilă dintre ele va avea un preț de pornire care nu va depăși 40.000 de euro. Vehiculul poate transporta până la 11 pasageri în funcție de configurația comandată, dar poate fi utilizat și în transporturile de marfă. Gama de motorizare propune o unitate diesel de 2,2 litri cu 177 de cai putere și un propulsor pe benzină de 3,5 litri cu 272 de cai putere.